Bună seara tuturor, dragii mei! Vă spun un bun venit din nou la Străjerul și mă bucur că ne putem întâlni din nou aici, unde Cuvântul Lui Dumnezeu pleacă către inimile noastre și către casele dumneavoastră. Am o rugăminte înainte de a începe ceea ce trebuie să spun în seara aceasta, să distribuiți cât mai mult. Am văzut, cred, undeva, nu mi-arată, dar îmi restricționează distribuirile. Dumneavoastră mă puteți ajuta și puteți distribui fiecare pe unde puteți ca să putem să ajungem cu lucrarea Lui Dumnezeu acolo unde este nevoie, dragii mei. Vă mulțumesc! Dragii mei, Domnul este gata să vină. Știți de ce gândesc că Domnul este gata să vină? Fiindcă Cuvântul Lui Dumnezeu se împlinește literă cu literă, punct cu punct și virgulă cu virgulă. Stăteam astăzi și mă gândeam și chiar ieri la lucrurile pe care le spune Dumnezeu și nu-mi imaginam că lucrurile o să fie de forma aceasta când Dumnezeu spune ieșiți din mijlocul lor, poporul meu, să nu vă atingeți de nimic ce este necurat, să nu vă întinați, să nu vă spurcați prin lucrurile care sunt în mijlocul lor și să nu fiți părtași păcatelor lor și să nu fiți loviți cu urgiile cu care îi voi lovi. Și mă gândeam și îmi puneam întrebarea, oare cum, adică de ce să te atingi, adică n-ai voie să te atingi de oameni sau... Mă gândeam de multe ori, poate pe stradă auzi o muzică sau o înjurătură sau o vorbă de la locul ei. Îmi puneam întrebări ca orice om și mă gândeam într-un fel sau altul. Și zilele acestea am înțeles de ce Dumnezeu spune ieșiți din mijlocul lor. Să nu vă atingeți de nimic necurat. Să nu vă întinați cu toate spurcăciunile și urăciunile lor. Și haideți să vă spun și noastră de unde mi-am dat seama că timpul acesta este gata și mânia lui Dumnezeu este gata să vină pe pământul acesta. Zilele acestea se vehiculează în stânga și în dreapta că s-a aprobat ca oamenii să mănânce făină de greier, făină de lăcustă, și de alte goange și acum se așteaptă ca cel puțin într-o lună, două de zile să se aprobie tot de la Curtea Europeană făina de gândacul de bălegar care este foarte bun și calitativ, spun ei, în prepararea făinii de gândacul acesta și productiv, care nu sunt, nu au gluten și așa mai departe. Au făcut în așa fel încât ca populația să se îmbolnăvească prin tot felul de măgării, ca oamenii să nu mai fie compatibili cu glutenul care este lăsat în grâu, așa cum l-a lăsat Dumnezeu, și i-au îmbolnăvit pe oameni în așa fel încât să renunțe de bună voie și să treacă pe făina de insecte și de gângănii, pentru că ei să fie compatibil cu alimentația pe care o mănâncă. Problema este alta că oamenii, dacă ar asculta de Dumnezeu, cum predicam mai zilele trecute, să ieșiți afară din orașe pentru ca să ai o gură de, gură de mâncare curată unde să slăvești pe Dumnezeu, să ai o gură de apă unde să slăvești pe Dumnezeu și o gură de aer. Dumnezeu să existe în toate aceste lucruri. Și spunea zilele acestea, dragii mei, că această făină de goange este folosită de mult timp, dar nu în cantitate mare, fiindcă nu era aprobată. Este introdusă în pâine, este introdusă în batoane, în ciocolată, în multe produse pe care noi le consumăm de pe rafturile magazinelor. Am citit despre iaurturi, cum se fac iaurturile și spune că iaurturile, ca să aibă o calitate mai bună și să fie mai gustoase, se folosesc două ingrediente importante la aceste iaurturi. Una la mână, bifidusul, care este făcut din rahat, extras din rahat, din excremente.
ca aceste iaurturi care sunt de căpșun, de nu știu ce, ca să bage coloranți în ele, ca coloranții aceștia să persiste și să reziste, sunt făcute din guange. Ai, în primul rând, gândacul de Colorado, ai altfel de gândaci care sunt copți și prăjiți și culoarea aceea, pigmentul ăla roșu, rezistă foarte mult în iaurturi, în mâncărurile pe care le luăm noi, în sosuri, în maioneze, în tot felul de lucruri de coloranți pentru prăjituri și pentru tot felul de lucruri. Și, dragii mei, stam și mă gândeam că eu îmi fac o revizie a minții mele în anumite situații când am timp să gândesc la Dumnezeu, la lucrurile Dumnezeu, să vorbesc cu Dumnezeu și mă gândeam, de ce spune oare Dumnezeu să ieșim din mijlocul lui ca să nu ne atinge de nimic necurat, să nu ne întinăm și să nu fim loviți și noi cu urgiile pe care Dumnezeu îi va lovi pe aceștia. Babilonul acesta, lumea aceasta care nu vrea să asculte de Dumnezeu. Păi eu te întreb, dragul meu ascultător, care locuiești în orașe, care locuiești și mănânci ceea ce nu trebuie, când tu introduci în corpul tău lucruri necurate pe care te întinezi, am luat o hotărâre ca nimic ce se vinde în magazine, nici măcar pâine, nu voi mai cumpăra niciodată. Absolut nimic, singurul lucru pe care îl pot cumpăra, un fruct, o legumă, când nu am eu și o să încercăm ca să avem tot timpul. Dragul meu, este foarte important înaintea lui Dumnezeu să nu te întinezi. Este foarte important înaintea lui Dumnezeu să te păstrezi curat. Este foarte important înaintea lui Dumnezeu să te ții departe ca să nu fii lovit cu urgiile acestea care vor veni. Fiindcă în zilele acestea alimentația care o mănânci te întinează. Și cum spuneam mai devreme, ei vor ca să aducă această făină ca pentru cei care sunt alergici și nu suportă glutenul în corpul lor, să bage aceste lucruri. Dar ei nu știu că făina aceasta de guange, de aceea mulți oameni ajung într-o stare ca și de epilepsie, ei ajung într-o stare de panică, anxietatea aceasta care o produce această făină, șoc anafilactic și multe, multe alte boli pe care o produce această făină de gungănii. Dragul meu, de ce credeți dumneavoastră că Dumnezeu spunea să părăsiți orașele? De ce credeți că Dumnezeu spune să ieșiți din mijlocul lui, să nu vă întinați, mergeți la patiserii, mâncați prăjituri ornamentate cu tot felul de lucruri? Eu, pentru multă vreme, am fost în patiserii. Am avut o perioadă când am lucrat, sunt și electrician de înaltă și de joasă tensiune și de transformatoare prin răcire cu aer și ulei. Și am lucrat pentru o vreme în patiserii. Veneau bidoane de căpșuni, de cutare, ciocolată, zmeură, tot felul de arome și toate astea. Într-o bună zi, când am desfăcut dopul acela, să văd și eu, la gust era bună când mâncai pe prăjituri. Când am desfăcut sticla și am dus-o la nas, era să cad jos din picioare. Mi s-a luat respirația, am făcut un șoc respirator de m-a adus într-o stare de aproape de amnezie. A ieșit un damf de acid sulfuric, de produs chimic, care se ține acolo și se păstrează și noi oamenii mâncăm. Mâncăm făină artificială, mâncăm guance, mâncăm aia, mâncăm aia, mâncăm cealaltă, ne văităm de ce suntem bolnavi, ne văităm că dăm banii pe multe medicamente, ne văităm că trebuie să mergem la spitale, că nu avem prioritate, că nu avem nu știu ce, nu avem nu știu cum. Dragul meu, această criză este generată ca să te ducă într-o stare de robie și sclavie, ca tu să depinzi de ei. Ei nu vor să te umoare. Ei vor să fii bolnav.
ca tot venitul tău și toată munca ta se întoarcă la ei pe medicamente care nu costă mare lucru. Să le iei la un preț mult, 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 poate de mii de ori mai mare decât prețul normal. De aceea Dumnezeu spune, ieșiți din mijlocul lor. Luați-vă o bucată de pământ. Învățați să cultivați pământul. Învățați să mâncați sănătos. Eu știu că nu este confortul de la orașe, dar și satele, acum din apropierea orașelor, nu mai produc legume, să alege praful de ele. Fructele nu mai merg, fiindcă atmosfera e controlată și condusă în așa fel încât pomii să înflorească înainte de vreme și apoi, când dă în floare, să dea bruma și să-i distrugă. Și multe alte lucruri pe care noi nu le-am înțeles și nu o să le înțelegem niciodată. De aceea Dumnezeu zice, departe, departe, trăi sănătos. Fiindcă mai presus de lux și mai mare valoare decât luxul este viața noastră. Viața noastră cu Dumnezeu și împreună cu El. Noi trebuie să facem lucrul acesta, dragii mei. Ieșiți din mijlocul lor câtă vreme puteți și mai aveți timp ca să puteți să slujiți pe Dumnezeu, să vă închinați în duh și în adevăr lui Dumnezeu. În seara aceasta vom vorbi despre biserică. Cine este biserica? Eu sunt și tu biserica. Ce face biserica în timpurile acestea? Promovează starea în mijlocul Babilonului și lumii acestea, în mijlocul Egiptului. Evită prezentarea adevărurilor. Evită prezentarea ieșirii. Evită prezentarea pocăinței. Evită prezentarea de predare în mâna lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru Duh Sfânt, ne rugăm pentru nu știu ce, dar fără pocăință, fără schimbare, fără ascultare de Dumnezeu, fără o viață consacrată, fără o minte după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Haideți, dragii mei, în seara aceasta să ne rugăm ca să putem să intrăm în mesajul nostru din seara aceasta, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea Duh Sfânt, să ne dea putere, să înțelegem și să luăm decizii corecte pentru vremurile acestea. Fiindcă dacă Dumnezeu nu ne va da Duh Sfânt și noi nu vom fi pregătiți să-L primim, ne vom întina, vom deveni necurați prin lucrurile lumii acestea la care vom suporta aceeași pedeapsă ca și ea. Mă voi pleca pe genunchi. Vă rog să mă însoțiți în rugăciune. Bunule Tată care ești în ceruri, venim înaintea Ta la picioarele Tale în seara aceasta să-ți mulțumim că ne iubești, să-ți mulțumim că ai fost cu noi o săptămână, să-ți mulțumim pentru sabatul Tău, pentru viața și sănătatea pe care ne-o dăruiești și ești alături de noi. Dacă am greșit cu ceva, iartă-ne și curățește prin sânge și merite Domnul Iisus Hristos. Dacă până acum am greșit și nu te-am ascultat și nu am luat seama la avertizările și mesajul Tău, măcar astăzi ajută-ne și deschide-ne ochii prin Duhul Tău cel Sfânt să înțelegem mesajul Tău, chemarea Ta, hotărârile pe care trebuie să le luăm și să fim vrednici pentru a intra în împărăția Ta. Ajută-ne, Doamne, să ne pregătim, să ne sfințim, curățește-ne, îndepărtează tot ce este rău din viața noastră, dă-ne Duh Sfânt și putere ca să putem să fim treși și să vedem și să luăm hotărâri pentru timpul acesta după voia Ta. Te rugăm pentru planurile noastre misionare să le ducem la îndeplinire, Tu să lucrezi în mod minunat. Te rugăm pentru lista de rugăciune să fie înaintea Ta neîncetat pentru rezolvare și probleme și nevoile lor și pentru mântuirea lor, așa cum găsești cu cale numele Domnului Iisus în cerut acestea. Amin. Dragul meu ascultător, vreau să-ți reamintesc în seara aceasta că și proiectul nostru pentru tipărirea cărților Tragedia Veacului și Sfânta Scriptură rămâne deschis pentru toți aceia care doresc. Le mulțumesc pe această cale tuturor care s-au implicat în această lucrare. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a ascultat rugăciunea și Dumnezeu a intervenit de fiecare dată ori de câte ori a fost nevoie. Și sper și prin credință, cred că Dumnezeu va lucra ca să putem să strângem acest bănuț, ca să putem să continuăm proiectele pe care le avem.
Proiectele trebuie să meargă unul după altul, într-o viteză rapidă, într-o succesiune rapidă, la fel cum evenimentele timpului acesteia merg în aceeași succesiune și în aceeași viteză. Dumnezeu ne-a chemat să ne facem lucrarea și datoria cât încă se mai poate, dragii mei. Toți aceia care doriți și vreți să vă implicați în lucrarea Lui Dumnezeu, aveți numărul meu de telefon, mă puteți contacta și haideți, dragii mei, că este nevoie în lucrarea Lui Dumnezeu. Se vede în timpul acestea că Domnul este gata să vină încetul cu încetul, cu pași mici, dar repezi, se împlinește și Dumnezeu este gata să vină. Babilonul acesta se întinează de la o margine a pământului până la cealaltă. Copiii lui Dumnezeu ajung în aceeași stare de întinăciune dacă nu vor asculta de Dumnezeu, să îi se supună lui Dumnezeu. Lucrurile merg pe zi ce trece dintr-o parte în alta. Băncile încep de la o parte la alta. Banii merg, aplicațiile sunt blocate, oamenii nu mai pot să scoată bani între ei sau să facă plăți. Cecurile lucrează, cecul din țara noastră lucrează, îi țin pe oameni câte 2-3 ore pe la un ghișeu. Ei fac în așa fel ca toate aceste lucruri să forțeze mâna fiecare dintre noi pentru a trece la plata electronică, fiindcă banul care circulă din mână în mână este avere, bogăție și libertate. În momentul când vei trece la banul acela care este virtual, care este doar pe hârtie sau un număr, că bani n-ai să mai vezi, o să vezi, primești doar cifre cu care să lucrezi. Ei pot ți-i lua, să ți-i ia, ei te pot controla, ei te pot lăsa fără ei, ei pot face ce vrea cu viața ta. Dacă ei spun un lucru și tu vrei să mănânci mâine, tu ar trebui să asculți și să te supui lor. De aceea Dumnezeu spune, afară cu toții. Haideți, dragii mei, în seara aceasta să desfacem Sfintele Scripturi, să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, să vedem la ce ne cheamă Dumnezeu și în seara aceasta ca noi să facem și să ne pregătim. Dumnezeu spune că biserica evită prezentarea adevărului. Oare e adevărat lucrul acesta? Cum evită biserica prezentarea adevărului? Haideți să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Oare se va potrivi și pentru noi cuvintele aceasta din Marcu 7 cu 7 la 9? Și spune, degeaba mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. El le-a mai zis, ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Oare nu cumva se întâmplă astăzi ca datina noastră, învățătura omenească, să fie prezentată ca adevărul lui Dumnezeu și adevărul lui Dumnezeu să fie dat la o parte? Atât de frumos se împlinește acest lucru pentru timpurile acestea. Atât de minunat se așează înaintea noastră toate aceste lucruri, doar că noi oamenii nu vrem să vedem lucrul acesta. În Galateni 1 cu 14 spune Cuvântul Dumnezeu, și cum era mai înaintat în religia iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine, eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Oare nu cumva și noi astăzi avem mai multă râvnă, chiar dacă suntem în religia adventistă, chiar dacă suntem în religia în care ne aflăm? Pentru noi râvna aceasta este însuflețită doar pentru datinile strămoșești, doar pentru datinile și rânduielile și poruncele omenești care au fost așezate în locul Cuvântului lui Dumnezeu. Dar auzi ce spune Psalmul 119, de la 43, 45, 47. Spune ca noi să ajungem ca niște oameni care să nu evităm a spune adevărul lui Dumnezeu și a mărturisi adevărul lui Dumnezeu. Noi trebuie să rugăm pe Dumnezeu ca El să nu ia de tot din gura mea adevărul, cuvântul adevărului. Și Dumnezeu nu-l va lua dacă noi vom nădăjdui în judecățile lui Dumnezeu. Dacă noi nu vom nădăjdui în judecățile lui Dumnezeu, dacă noi nu vom crede că este o judecată și Dumnezeu o va face cu dreptate, Dumnezeu nu va lua de tot din gura noastră cuvântul adevărului. Dacă nu, noi vom rămâne să mărturisim altceva, ci nu adevărul lui Dumnezeu. Și auziți ce condiții se pune în 44, 45 și 47. Condițiile cele mai importante ca să putem să păzim poruncile lui Dumnezeu
Ca să nu evităm prezentarea adevărului și să rămânem la adevărul Dumnezeu, spune așa, că trebuie să păzim legea lui Dumnezeu necurmat și întotdeauna pe vecie. Noi trebuie să umblăm în loc larg, că-și căutăm poruncile lui Dumnezeu. Și ultima dintre ele pe care Dumnezeu o cere și ca condiție, ca noi, să mărturisim adevărul Dumnezeu, să ne desfătăm în poruncile lui Dumnezeu și să le iubim. Dacă nu vom face lucrul acesta, dragii mei, noi suntem oameni care evităm mărturisirea adevărului. Mărturisim orice. Vorbim orice. Prezentăm orice. Doar adevărul lui Dumnezeu îl ocolim și nu-l prezentăm. În Psalmul 119:51 spune cuvântul Dumnezeu: Dar Tu, Doamne, ești aproape și toate poruncile Tale sunt adevărul. Oare mai este Dumnezeu aproape de noi și toate poruncile lui Dumnezeu sunt adevărul? Noi de multe ori credem că adevărul este X-ulescu și Y-ulescu. Dar adevărul este toate poruncile Lui. Și când toate poruncile Lui sunt adevărul, atunci Dumnezeu poate să fie aproape de mine, de tine, de biserica Sa, de poporul Său. În Ioan 8:45 spune ca noi să ajungem ca mărturisitori ai adevărului. În Ioan 8:45 spune că iar pe mine, pentru că spun adevărul, nu mă credeți? Păi cum să nu evităm noi ca biserică să prezentăm adevărul lui Dumnezeu dacă noi nu-L credem pe Dumnezeu care spune adevărul? Mai repede îl crezi pe un om, mai repede crezi pe un om care e conducător, mai repede crezi ce spune astrele, ce spune zodiacul, ce spune Baba Vanga, ce spune Comisia Europeană, ce spune NATO, ce spune ăla, ce spune celălaltul, ce spun cărțile respective, nu ce spune cuvântul lui Dumnezeu. De ce am ajuns noi să evităm prezentarea adevărului? Ia uite ce spune cuvântul Dumnezeu în Romani 1:25. Căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. De ce nu ne place adevărul? De ce nu ne place că e mustrător și dureros? De ce nu ne place când ne mustră pentru schimbare și transformare și întoarcere la Dumnezeu? Căci am schimbat minciuna în adevăr, că am schimbat în minciuna adevărul Dumnezeu. Fiindcă adevărul lui Dumnezeu l-am diluat în așa fel încât să ungă toate inimile, în așa fel încât să nu se supere nimeni, în așa fel încât tot să rămână, indiferent cum va fi, dar să fie biserica plină, în așa fel încât tot să fim una, indiferent cum vom fi, nu contează că e adevăr sau nu e adevăr. Și am început să slujim oamenilor, conducătorilor, altor lucruri în loc de adevărul lui Dumnezeu, în locul Făcătorului Dumnezeului nostru care este binecuvântat în veci de veci. Amin. Biserica evită prezentarea adevărurilor. Problema este că Satana, dragii mei, a reușit prin frica de moarte să oprească unele suflete timide să îmbrățișeze adevărul lui Dumnezeu. Unii se tem să îmbrățișeze adevărul lui Dumnezeu și Satana a reușit să facă lucrul acesta. Dar chiar mulți, mulți și chiar dintre cei mai fricoși, totuși, în toate lucrurile au primit adevărul și pe aceștia i-a părăsit îndată temerile și timiditatea. De ce credeți dumneavoastră că creștinii
s-au temut de covrig. În loc de Dumnezeu. Fiindcă satana a reușit să intimideze. Și adevărul nu era în ei. Ei n-au îmbrățișat adevărul. Ei au îmbrățișat o religie, o biserică anume, dar nu adevărul lui Dumnezeu. Fiindcă un fricos sau un om care se întoarce la Dumnezeu și primește adevărul, frica îl părăsește, teama, timiditatea. Are rușine și respect pentru Dumnezeu și pentru semeni, dar cei care nu primesc adevărul nu au aceste abilități, ei sunt fricoși. Și în momentul când tu ești fricos, eviți prezentarea adevărului. Ne temem de politic, ne temem de societate, ne temem de înalta conducere, ne temem de cutare, ne temem de moarte, ne temem de nu știu ce și de fiecare dată avem o mulțime de temeri, spune Dumnezeu. Și în momentul acesta când oamenii care îi părăsesc frica, spune că ei când au fost martori la moartea fraților lor și le-au văzut fermitatea, le-au văzut răbdarea, ei au știut că Dumnezeu și îngerii i-au sprijinit, i-au ajutat să îndure asemenea suferințe. Și în momentul acela și pentru lucrul acesta ei au devenit cutezători și neînfricați în toate aceste hotărâri pe care le-au luat pentru Dumnezeu. Fiindcă oamenii lui Dumnezeu care nu au evitat prezentarea adevărilor, când ei au fost chemați de Dumnezeu să-și dea viața ei și au menținut credința cu o asemenea răbdare și neclintire. Și gândiți-vă și dumneavoastră că la momentul acela chiar și ucigașii lor au început să tremure pentru răbdare, pentru neclintire, pentru susținerea adevărului și a temelilor poruncilor lui Dumnezeu pe care Dumnezeu le-a prezentat. Și spune că satana văzând că ei sunt răbdători, ei sunt neclintiți, ei sunt gata să-și dea viața pentru adevăr, satana și îngerii lui au decis că există o cale mult mai bună, o cale pentru a distruge sufletele, o cale care va fi mult mai sigură la sfârșit. Deși creștinii au fost făcuți să sufere, dragii mei, în toată statornicia lor și speranța strălucitoare care îi înveselea, care îi făcea și pe cei mai slabi să devină puternici și ei să se apropie fără frică de scaunul de tortură și de flăcările timpului aceluia, ei au imitat ținuta nobilă a Domnului Iisus Hristos când se afla înaintea ucigașilor săi prin consecvența lor, prin slava lui Dumnezeu care era asupra lor. Ei au convins pe mulți la timpul acela de adevărul lui Dumnezeu pe care trebuia să-l primească în viața lor. Și satana, văzând lucrurile acestea, din acest motiv, el s-a hotărât că trebuie să acționeze într-o formă mai blândă și diferită decât ceea ce a fost până acum. Și atunci, satana zice, nu-i mai torturăm, nu-i mai speriem, nu le mai facem lucrurile acestea, haideți să începem să-i convingem să distrugă doctrinele Bibliei. Și în locul doctrinelor biblice să-i punem să țină tradițiile, care tradițiile acestea au ruinat milioane de suflete care au prins rădăcini adânci în inima lor mai mult decât focul, persecuția și lucrurile care au fost. Pe timpul acela oamenii nu evitau prezentarea adevărului, dar tradițiile care au distrus doctrinele biblice, formele și principiile umane care s-au înrădăcinat în sufletele oamenilor au ruinat milioane și milioane de oameni. Fiindcă, dragii mei, a început satana să-și rețină ura. A început să nu-și mai atâțe pe supușii lui la prigoana amară, ci să conducă biserica în așa fel încât să se lupte pentru diferite tradiții și nu pentru adevărul lui Dumnezeu. Să se lupte unii între alții, nu cu duhurile necurate. Și în locul credinței date sfinților odată pentru totdeauna,
ei se luptă pentru diferite tradiții. Chiar și muzica a devenit o tradiție simbolistică a lumii, schimbând muzica divină care a fost lăsată de Dumnezeu. Și în momentul acela, după ce Satana și îngerii săi, după ce au reușit să facă biserica să primească favorul și onorul din partea lumii, sub motivul că beneficiază de avantaje chipurile pentru a evangheliza pe cei necredincioși. Și în momentul când biserica a reușit să primească favorul și onor din partea lumii, a început să piardă favoarea lui Dumnezeu. Fiindcă biserica a început să evite prezentarea adevărurilor tăioase care putea să-i țină afară pe iubitorii de plăceri. Care putea să-i țină și pe cei ce erau prieteni cu lumea. Dar fiindcă biserica a evitat prezentarea adevărurilor tăioase, ea și-a pierdut în mod treptat puterea de stăpânire a răului care să intre în biserică. Și din această cauză, acum biserica nu mai este un popor diferit, nu mai este un popor deosebit, nu mai este așa cum era când flăcările persecuției au fost aprinse împotriva ei. Acum suntem prieteni cu toții, avem toți același Dumnezeu, toți ne închinăm la același Dumnezeu, doar că sunt religii diferite, dar Dumnezeu va mântui și pe unii și pe alții. Și Dumnezeu spune că biserica nu mai e un popor deosebit, nu mai e un popor diferit. Spune că s-a negrit aurul, aurul și-a schimbat culoarea. Nu mai este aur curat, aurul este plin de zgură și i s-a luat strălucirea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Dacă biserica și-ar fi păstrat, dragul meu ascultător, caracterul, cel sfânt pe care Dumnezeu l-a dat, puterea Duhului Sfânt care a fost dată ucenicilor, ar fi rămas până astăzi cu ea. Dar Duhul Sfânt, puterea Lui și-a retras-o de la biserica Lui Dumnezeu, fiindcă ea și-a părăsit caracterul sfânt și nu mai rămâne cu ea. Spune că dacă ar fi rămas cu biserica până în zilele acestea, spune, dragul meu, că cei bolnavi n-ar avea nevoie de medici, i-ar fi vindecați. Cei demonizați nu ar fi duși la psiholog și ar trebui să fie mustrați, dar nu-i mai mustră nimeni. Unii au demonii curviei, alții demonii furtului, alții demonii minciunii, alții demonii mărturisirii strâmbe și așa mai departe. Dar nu mai este nimeni mustrat. Acești demoni sălășuiesc în inima multor creștini și ei nu mai sunt scoși afară, iar biserica ar fi putut să devină puternică și în momentul acela i-ar fi îngrozit pe vrăjmașii ei. Dar vrăjmașii nu se mai tem de biserica lui Dumnezeu, fiindcă biserica lui Dumnezeu nu mai are caracter sfânt, nu mai are puterea Duhului Sfânt. Puterea Duhului Sfânt nu mai este cu ea, fiindcă majoritatea din poporul lui Dumnezeu care mărturisește numele Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu nu-i recunoaște ca fiind ai Lui. Dumnezeu nu-i recunoaște ca fiind ai Lui. Gândiți-vă bine la lucrul acesta, dragii mei, că poți să-L mărturisești pe Dumnezeu, că poți să faci parte din poporul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu te recunoaște când tu eviți prezentarea adevărului, când legile lui Dumnezeu nu găsești iubire în ele, când tu nu ai toate poruncile lui Dumnezeu în inima ta. Și spune că Dumnezeu nu-și găsește nici o plăcere în ei. Dragul meu, Satana pare să-și asume un caracter religios pentru timpurile acestea și este foarte dispus
să accepte ca cei din poporul lui Dumnezeu să se considere creștini. Chiar îndeamnă să meargă la biserică, chiar îndeamnă să fie prezent și să îndeplinească ritualurile. Pe noi ne interesează în timpurile acestea mai mult zecimile și darurile, mai mult banii decât viața și sufletul unui om. Dacă ne-ar interesa mai mult viața unui om, mustrarea păcatelor și o mustrare tăioasă, îndepărtarea celor lumești, îndepărtarea celor firești, îndepărtarea celor ce nu-L iubesc pe Dumnezeu, Satana s-ar teme, dar el spune nu, du-te acolo, asumă-ți un caracter religios. Eu sunt dispus să te accept, să fii parte din poporul lui Dumnezeu și să te consideri creștin, dar doar să-ți asumi un caracter religios, nimic mai mult. Este foarte doritor, dragii mei, Satana, ca tu să crezi în Iisus, să crezi în răstignirea Lui, să crezi în învierea Lui. Satana și îngerii Lui cred ei înșiși pe deplin aceste lucruri și tremură. Dar ei vor ca eu și tu să nu tremurăm, să nu ne temem de Dumnezeu. Noi să ne asumăm, noi să fim doritori să credem, dar să nu trăim, să nu avem adevărul, să nu prezentăm adevărul lui Dumnezeu. Dacă această credință nu te împinge la fapte bune și nu te determină pe tine, cel care mărturisești, să imiți viața de tăgăduire a Domnului Hristos, pe Satana nu-l deranjează deloc acest lucru. Nu-l deranjează că crezi. Nu-l deranjează că tu crezi în răstignire, că tu crezi în înviere, că tu crezi în anumite lucruri. Nu-l deranjează absolut nimic. Fiindcă de multe ori noi nu facem nimic altceva decât să ne numim doar creștini, în timp ce inima mea și inima ta este firească. În felul acesta, Satana ne poate folosi în slujba sa mult mai bine dacă nu am mărturisit nimic. Și de multe ori ajungem, dragii mei, să ne ascundem defectele, să ne ascundem lipsurile sub numele de creștin. Noi mergem mai departe cu firea noastră nesfințită și cu pasiunile noastre rele nesupuse lui Dumnezeu. În felul acesta, cel credincios, între ghilimele, îl bajocorește pe Domnul vieții, pe Domnul Hristos, din pricina desăvârșirilor lui, și îi face pe cei care au într-adevăr o religie curată, neîntinată, din cauza aceasta, să dobândească o reputație proastă. Biserica evită prezentarea adevărului. Noi evităm prezentarea adevărului. Predicatorii, preoții, păstorii, toți și noi propovăduim lucruri liniștitoare, care să ne fie pe plac nouă și enoriașilor și celor care ascultă, tuturor acelora care sunt lumești, nu adevăruri tăioase care vin din partea lui Dumnezeu. Predicatorii nu îndrăznesc în aceste timpuri să-L predice pe Domnul Iisus și adevărurile tăioase ale Bibliei. Căci dacă ar face lucrul acesta, acest creștin lumești nu ar mai rămâne în biserică. Aseară am auzit o experiență care mi-a adus o tulburare dureroasă în sufletul meu. Cunosc pe cineva care are o firmă de construcții, care subjugă foarte mult lumea. Mi-aduc aminte că am lucrat o zi sau două, cândva cu vremuri îndepărtate. Niciodată nu-i mulțumit. Oamenii care lucrau pentru el lucrau de dimineața de la ora 8 până la 12, 1, 2 noapte, i-a apucat de multe ori, dar salariul nu creștea niciodată.
pauza de masă, care a trebuit să fie o oră, era decât câteva minute pe fugă. De curând, biserica, comunitatea din care face parte, l-a votat și l-a numit ca prezbiter. Oare unde se va ajunge, dragii mei? Și dacă noi nu îndrăznim să predicăm pe Domnul sau predicatorii, să predicăm pe Domnul Iisus și adevărul tăiase ale Bibliei, ne frică că cei lumești nu mai rămân în biserică ca duc teșchereaua groasă? Mulți dintre ei sunt bogați, spune cuvântul Lui Dumnezeu, luați și citiți în scrieri timpurii. Spune că mulți dintre ei sunt bogați. Aceștia aduc un venit colosal bisericii prin prezența lor și ei sunt păstrați, chiar dacă nu sunt mai potriviți să ocupe un loc acolo decât Satana și îngerii lui. Exact lucrul acesta îl dorește Satana să fie pentru timpurile acestea. Deci acești oameni care sunt lumești, dar sunt bogați, care aduc un venit colosal bisericii prin prezența lor, ei sunt păstrați acolo chiar dacă nu sunt mai potriviți să ocupe un loc decât al lui Satana. De aceea biserica evită prezentarea adevărurilor. Exact lucrul acesta Satana îl dorește să fie în biserica lui Dumnezeu, fiindcă religia lui Hristos, Domnul nostru, este înțeleasă în așa fel încât să pară să fie plăcută și onorabilă în ochii lumii și nu în ochii lui Dumnezeu. Oamenilor de multe ori li se spune că aceia care mărturisesc religia vor fi mai onorați de către lume. Fiindcă aceste învățături diferite, foarte mult de învățăturile Domnului Iisus Hristos, doctrina sa și lumea, n-au fost și nici nu o să fie niciodată compatibile. Cei care îl urmează trebuie să renunțe la lume. Cei care nu vor să-l urmeze trebuie să renunțe la Domnul Hristos. Dragii mei, lucrurile liniștitoare nu vin de la Dumnezeu. Lucrurile liniștitoare vin de la Satana și de la îngerii lui, nu de la Dumnezeu. Fiindcă Satana și îngerii lui au făcut un plan și credincioșii cu numele îl duc la îndeplinire în timpurile acestea. Fiindcă sunt învățate și primite doar povești plăcute. Și cei fățarni și cei păcătoși s-au unit și se uneți cu biserica fără să sfințească viața, crezând că în felul acesta ei vor putea să fie salvați, doar crezând în numele lui Hristos, Domnul nostru. Dacă adevărul ar fi predicat în toată curăția lui, ar fi oprit în afara bisericii această categorie de oameni. Dar nu există nicio diferență între lume și noi care mărturisim că suntem urmași ai Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă acest acoperământ fals ar fi fost sau ar fi smuls de pe membrii bisericilor, știți ce s-ar vede acolo, dragii mei? S-ar descoperi nelegiuire, s-ar descoperi ticăloșie, s-ar descoperi stricăciune, încât nici cel mai slab copil al lui Dumnezeu n-ar ezita nicio clipă să le spună pe numele acestor zici creștini copii ai tatălui lor, diavolul, căci lucrările lui le fac și nu lucrările lui Dumnezeu. Domnul Iisus și toată oștirea cerului a ajuns să privească de la un timp de vreme cu dezgust această scenă. Cu toate acestea, Dumnezeu are o solie importantă și sfântă pentru biserica lui. Dacă ar fi primită, Dumnezeu spune că s-ar face o reformă de plină în biserică. Se spune că ar învia mărturia vie, ci ar face pe cei ipocriți și păcătoși să iasă afară din ea și ar aduce din nou biserica în grația lui Dumnezeu. În aceste timpuri, dragii mei, mintea este foarte mult întunecată. Mulți care mărturisesc că așteaptă rapida revenirea Domnului Iisus Hristos se conformează acestei lumi
și caută cu mai multă pasiune aplauzele lumii, aplauzele celor din jurul lor, decât aprobarea lui Dumnezeu. Dacă biserica mă vorbește de bine, e bine, nu mă interesează ce spune Dumnezeu. Dacă comitetul mă vorbește de bine, înseamnă că e bine, nu, aia e voia lui Dumnezeu. Dacă păstorul mă vorbește de bine, aia e voia lui Dumnezeu. Vorbeam cu cineva astăzi și spunea, dacă oamenii nu te vorbesc de bine, înseamnă că nu-i bine. Oare să fie lucrul acesta pentru un creștin? Și dacă ei caută mai mult pasiunile și aplauzele celor din jurul lor decât aprobarea lui Dumnezeu, Dumnezeu spune că toți aceia sunt reci, formali, ca și bisericile cu numele de care s-au despărțit nu cu mult timp în urmă. Fiindcă cuvintele adresate bisericii din Laodicea descriu perfect starea în care se află. Și Dumnezeu spune, dragul meu, că ei nu sunt nici reci și nici în clocot, ci sunt căldicei. Iar dacă nu dau ascultare sfatului martorului credincios și adevărat, nu se vor pocăi niciodată din toată inima lor. Nu vor putea să obțină aur curățit prin foc. Nu vor putea să obțină haine albe. Nu vor putea să obțină alifie pentru ochi. Și spune că Dumnezeu îi va vărsa din gura sa. A venit timpul, dragul meu, în care cei mai mulți din cei care s-au bucurat cândva și care au strigat cu bucurie gândindu-se la venirea aceasta iminentă a Domnului nostru Iisus să ocupe starea lor, locul sau poziția bisericilor și a lumii care îi luau odată în râs. Pentru că credeau în venirea Domnului Iisus Hristos și răspundeau tot felul neadevăruri pentru a stârni prejudecățile împotriva lor și a le distruge influența. Acum, dacă există cineva care tânjește după Dumnezeul cel viu din ceruri, dacă flămânzește, dacă însetează după neprihănire, Dumnezeu este gata să-ți ofere ocazia să simți puterea Lui, să-ți umple sufletul de dorință, să toarne din plin în inima ta iubirea Lui. Dragul meu, dacă astăzi îl vei slăvi pe Dumnezeu, dacă astăzi îi vei da laudă lui Dumnezeu, dacă tu ești un credincios nesfințit înaintea lui Dumnezeu, înainte de nevenirea Domnului, vei considera adesea ca fiind amăgit și vei fi acuzat că ești inoptizat sau că ai vreun duh rău. Mulți dintre toți acești creștini cu numele se îmbracă, discută și se poartă ca oamenii din lume, singurul lucru prin care pot fi cunoscuți fiind mărturisirea lor. De aceea biserica evită să mărturisească adevărul, să prezinte adevărul lui Dumnezeu. Deși mărturisesc foarte mult dintre ei că îl caută pe Domnul Hristos, cuvântul spune că conversația lor nu este despre cer, ci despre lucrurile lumii acesteia. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Noi trebuie să avem o purtare sfântă, o purtare evlavioasă, noi cei care mărturisim că așteptăm și grăbim venirea zilei lui Dumnezeu, care este gata. În 2 Petru 3 cu 11 și 12. Dragul meu, oricine are această nădejde în el, trebuie să se curățească după cum și el este curat. Dar este evident în aceste timpuri că mulți care poartă numele de adventist caută mai mult să-și împodobească trupul, să-și umple mesele și să apară bine în ochii oamenilor decât învață din cuvântul lui Dumnezeu cum să fie acceptați de el. Ce-ar fi, dragul meu, dacă astăzi minunatul Domnul Iisus Hristos, minunatul nostru model, dacă el și-ar face apariția în mijlocul nostru
și un generat în mijlocul celor care mărturisesc că sunt creștini, că sunt adventiști de ziua șaptea, că sunt religioși așa cum a făcut-o la prima sa venire. Domnul Iisus Hristos s-a născut într-o iezle. Noi ar trebui să-L urmărim în toată viața și slujirea sa. El a fost un om al durerii. El a fost obișnuit cu suferința. Acei creștini cu numele s-ar rușina, spune cuvântul Dumnezeu, de blândul și zmeritul Mântuitor, care el a purtat o haină simplă, fără nicio tivitură și nu avea unde să-și așeze capul. Fiindcă viața Domnului Iisus Hristos a fost o viață nepătată, a fost o viață plină de tăgăduire de sine și toată aceasta i-ar condamna pe toți acești care sunt lumești, iar condamna solemnitatea lui sfântă, ar fi o piedică dureroasă în calea ușurătății și râsului răutăcios pe care îl avem de multe ori. Dragii mei, conversațiile nevinovate ale Domnului Iisus Hristos au ajuns de multe ori să fie un obstacol pentru discuția noastră lumească și lacomă. Modul său direct, neocolit, în care Domnul Iisus ar declara adevărul, ar scoate la iveală astăzi adevăratul nostru caracter. Și atunci am dori să dăm la o parte cât mai repede cu putință modelul acesta plin de blândețe pe minunatul nostru Domn Iisus Hristos. Dragii mei, dacă Domnul Iisus Hristos s-ar afla printre primii care ar încerca să-L prindă, prin propriile sale cuvinte, ar căuta în aceste timpuri să-și înalțe strigătul, la fel ca și poporul evreu, răstignește-L, răstignește-L. Să-L urmărim pe Domnul Iisus Hristos, să meargă cum merge El călare pe măgăruși, cu blândețe, în timp ce toată mulțimea ucenicilor plini de bucurie a început să strige și să-L laude pe Dumnezeu cu glas tare. La timpul acela ucenicii ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și pe pământ, slavă în locurile prea înalte. Și spune că unii farisei ai timpului aceluia, din norod, au zis Domnul Iisus Hristos: învățătorule, ceartă-i, ceartă-ți ucenicii, ceartă-i să tacă. Și Domnul Iisus Hristos a spus: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Dacă noi astăzi evităm să prezentăm adevărul, Dumnezeu va face ca pietrele să vorbească. Fiindcă o mare parte din cei ce îl mărturisesc că îl caută pe Domnul Hristos se vor încumeta în curând ca și fariseii să-i facă pe ucenicii Domnului să tacă și se vor înălța fără doar și poate strigătele de fanatism, mesmerism și tot felul de lucruri care se întâmplă în zilele noastre. Iar ucenicii care își vor întinde pe jos hainele și ramuri de parmiel să pregătească calea Mântuitorului, Dumnezeu spune că vor fi considerați extravaganți și fără judecată. Dar Dumnezeu își dorește, dragii mei, pentru aceste timpuri, un popor pe pământ care să nu fie atât de rece și mort, încât să nu-L poată lăuda și slăvi pe Dumnezeu. El va primi, dragii mei, slavă de la unii oameni, iar dacă cei pe care i-a ales El, cei care păzesc poruncile Lui, vor tăcea, cuvântul lui Dumnezeu spune că pietrele vor vorbi, fiindcă Domnul Iisus vine în curând, dar nu cum a făcut-o pentru prima dată ca un prunc în Betleem, nu cum a intrat călare pe un măgăruș în Ierusalim, când ucenicii L-au lăudat pe Dumnezeu cu glas tare și au strigat Osana, ci în slava Tatălui și având ca suită toți îngerii sfinți care Îl însoțesc în drumul Său spre pământul acesta. Domnul Iisus va veni și tot cerul va fi colit de îngeri, în timp ce sfinții lui Dumnezeu care Îl așteaptă vor căuta și se vor uita spre cer, așa cum se uitau bărbații galileeni când El s-a înălțat,
de pe muntele măslinilor. Atunci, dragii mei, nu numai cei care sunt sfinți, cei care au urmat în toate modelul blând, vor exclama cu bucurie nesămuită, în timp ce îl privesc: iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care avem încrederea că ne va mântui. Doar ei vor fi preschimbați într-o clipă, într-o clipeală de oi, la cea din urmă trâmbiță. Aceea trâmbiță care îi trezește pe sfinții care dorm și îi cheamă din patrurile lor de țărână, îmbrăcați în nemurire, în slavă și strigând: biruință, biruință asupra morții și mormântului. Sfinții schimbați sunt apoi luați împreună cu îngerii pentru a-L întâmpina pe Domnul în văzduh, pentru a nu mai fi niciodată despărțiți de iubietul iubirii lor. Dragul meu, Dumnezeu spune: să tăcem noi oare, având înaintea noastră o perspectivă ca aceasta, o nădejde atât de glorioasă, o asemenea răscumpărare care este câștigată de Domnul Iisus Hristos pentru noi cu prețul propriului sânge? Nu-L vom lăuda noi oare pe Dumnezeul nostru cu glas tare, așa cum au făcut-o ucenicii când Domnul Iisus Hristos intra călare în Ierusalim? Nu este oare aceasta perspectiva noastră cu mult mai glorioasă decât a fost a lor? Atunci, cine să îndrăznească să ne oprească ca noi să putem să-i dăm slavă lui Dumnezeu? Fie cu glas tare, când avem o astfel de nădejde încărcată, care este plină de nemurire și de slavă. Noi am pregustat, dragii mei, puterile lumii care va veni și dorim mai mult. Întreaga mea făptură și întreaga ta făptură, după viul lui Dumnezeu să strige, și nu vom fi mulțumiți până când noi nu vom avea toată plinătatea lui Dumnezeu în noi. Noi să nu fim mulțumiți până când nu vom fi pregătiți să-L întâmpinăm pe Domnul nostru care este gata să vină. Este timpul ca biserica să evite adevărul? Este timpul ca biserica să ocolească ceea ce Dumnezeu i-a încredințat? Este timpul ca noi să tăcem? Este timpul să facem alte lucruri și să avem alte preocupări în zilele acestea? Iubim Babilonul și lumea? Când Dumnezeu spune: în timpurile acestea ieșiți din mijlocul ei? Să nu vă întinați și să nu vă atingeți de nimic necurat? De aceea suntem incapabili pentru a propovădui adevărul lui Dumnezeu și a prezenta adevărul în forma pe care o cere Dumnezeu. De aceea evităm, că suntem întinați, suntem necurați, suntem nesfințiți. Dragii mei, credeți că Dumnezeu, când a spus lucrurile acestea, cum vă spuneam la început, să nu ne atinge de nimic, când am ajuns să mâncăm alimente cu gângănii, să mâncăm tot felul de lucruri care nu au nimic cu ceea ce Dumnezeu a dăruit din pământul acesta să iese, credeți că mintea noastră va mai fi limpede și gata, pregătită să-i dea slavă lui Dumnezeu și să aibă o judecată clară? Credeți că Dumnezeu a vorbit în prostia Lui sau în înțelepciunea Lui? Dumnezeu, în El nu există prostie, în El nu există înșelăciune și necunoștință. În Dumnezeu există doar înțelepciune infinită și cunoștință a trecutului, prezentului și viitorului îndepărtat. De aceea Dumnezeu a spus: ieșiți din mijlocul lor, retrageți-vă din mijlocul lor, evitați, fiindcă mânia lui Dumnezeu este gata să cadă pe pământ. Și toți aceia care se vor întina, toți aceia vor fi niște oameni care vor evita prezentarea adevărului și vor fi loviți în egală măsură cu urgiile pe care Dumnezeu le va revărsa asupra Babilonului și a lumii acesteia. Până când oare va mai striga Dumnezeu?
Până când oare Dumnezeu? Îi spuneam cuiva astăzi, discutând la telefon, oare crezi că vei locui în orașe? Sau chiar în satele apropiate și cumperi? Cineva îmi spunea, da, ce faci? Că n-ai un supermarket, n-ai o cutare, dar nu-mi trebuie supermarket, mie îmi dă Dumnezeu să mănânc. Nu am nevoie, muncesc cu mâinile mele și Dumnezeu binecuvântează lucrarea mâinilor mele. Ce se fac la supermarket? Să iau iaurturi cu colorant de gândaci? Să iau pâine cu o făină de insecte și de mizerii? Asta vrem. Asta ne place. Apoi întrebăm de ce suntem pasivi? Apoi întrebăm de ce suntem în felul acesta? Apoi ne întrebăm de ce nu ne interesează adevărul și există o stare atât de critică în viața noastră și în poporul lui Dumnezeu? V-ați gândit vreodată la lucrul acesta? Credeți că lucrurile înconjurătoare n-au o influență atât de mare și de importantă asupra noastră, a oamenilor? Au o influență foarte mare. O influență foarte mare care distruge stima de sine, credința, care distruge tot ce mai este uman în noi. Cum o băutură de alcool, o gură de alcool sau, de exemplu, o sticlă de alcool îți iasă în fiolă. Dacă te prinde poliția și spune că e interzis, dacă Dumnezeu ar avea un etilotes pentru alimentația pe care o servim mizerabilă, să vedeți dumneavoastră câte ar găsi Dumnezeu acolo încât nu ne-ar permite să circulăm către Canaanul Ceresc și niciunul dintre noi să nu intrăm acolo. Și dacă Dumnezeu ar avea un etilotest din acesta de alimentație, să vedeți că din starea aceasta care e produsă dintr-o alimentație împuțită și mizerabilă, distruge tot ce mai este după chipul lui Dumnezeu în noi. Tot ce mai ne leagă de Dumnezeu și ne apropie de Dumnezeu. Nu realizați, dragii mei, fiindcă această stare ne-a cuprins mintea și simțămintele încât nu mai facem nicio diferență între ce este bun și rău, între ce este sfânt și nesfânt, între ce este adevărat, adevăr și minciună. Nu mai există nicio diferență, absolut nimic. Eu mă voi opri în seara aceasta aici, dragul meu. Gândește de bine. Cumpănește lucrurile bine. Cercetează-te bine în lumina cuvântului Dumnezeu, cât încă se mai poate, fiindcă astăzi se împlinesc lucrurile care spune Dumnezeu că e gata să vină și este aproape să se reverse mânia lui Dumnezeu peste Babilon. Și Dumnezeu spune, ieșiți din mijlocul lor, voi mărturisiți adevărul, nu le evitați, nu vă întinați și nu vă atingeți de nimic necurat care este pe pământul acesta, fiindcă Satana controlează tot ce mănânci, tot ce bei, tot ce respiri, locul în care dormi, locul în care te ridici și te pui la loc. Dragii mei, îmi pare rău să vă spun, dar mâine dimineață la școala de sabat nu voi fi cu dumneavoastră. Sunt invitat la o biserică. Îmi pare rău. Mi-aș fi dorit să fim împreună, dar sperăm ca mâine după amiază să ne întâlnim la școala de sabat. Mâine după amiază voi face tot posibilul ca la orele 16, 15, pe aici, pe undeva, nu știu, eu sper ca la orele 16 să pot să ajung acasă, dacă nu interveni cineva, dacă m-or invita pe undeva, nu pot să spun nimica, dar îmi pare rău că nu pot să fiu mâine cu dumneavoastră. Vă doresc tuturor noapte bună, vă doresc un sabat binecuvântat, Domnul să vă poarte de grijă și să fie cu voi în toate. Nu uitați un singur lucru, este sabatul lui Dumnezeu în care ați intrat în odihna fizică, dar mergeți mai departe.
mergeți în odihna lui Dumnezeu, fie că mâncați, fie că vorbiți, fie că beți, fie că auziți, fie că priviți, fie că gândiți, fie că vă îmbrăcați, fie că mergeți undeva și vă conduc pașii, făceți ca totul să fie spre slava lui Dumnezeu. Timpurile sunt înșelătoare și sunt scurte. Dumnezeu este gata să vină. Pregătiți-vă, pregătiți-vă, căci Dumnezeu este la uși. Treziți-vă cât încă se mai poate. Noapte bună tuturor, dragii mei. Vă doresc.